Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am văzut o știre care spune că, mă rog, au fost controle făcute de poliție în trafic și nu doar în weekendul ăsta. Iar știrea este așa, peste 700 de permise auto au fost reținute în ultimele 24 de ore, dar, atenție, 90 de permise reținute au fost pentru consum de alcool, 24 pentru consum de droguri. Deci, 90 pentru consum de alcool și 24 pentru droguri. Deci, din nou, un sfert, chiar un pic mai mult de un sfert. Ăsta este raportul alcool-droguri la permise reținute în țara asta. Și îmi vine să râd și în același timp să plâng. Nu reușesc să-mi dau seama cum e posibil. Nu înțeleg fenomenul ăsta în care alcoolul se poate cumpăra practic la liber de oriunde, adică regula că n-au voie să cumpere copiii sau persoanele sub 18 ani este formală. Dacă în mod evident nu ai 7 anișori, poți să cumperi liniștit de la 16 ani încolo, cât de cât să arăți și tu mai matur. E valabil și la țigări, nu cred că stă exact cineva să... Așa poate, este, mă rog, da, sunt excepții, nu zic nu, dar am văzut, da, cazuri în care s-au vândut țigări copiilor. Bun. Deci accesul la alcool este super extins în țara asta, spre deosebire de alte țări, unde, mă rog, poate că ar trebui să impunem și noi niște reguli de astea, să nu se vândă alcool după anumite ore, să se vândă numai în anumite magazine, ar trebui să fie totuși ceva mai strict. Deci e la liber. Iar drogurile, bă, una peste alta, e totuși ilegal. Eu înțeleg că poți să cumperi, nu? De pe stradă sunt locuri în care te duci, dar trebuie totuși să știi, să cunoști, să îți asumi riscul comiterii unei infracțiuni. Te învață, infracțiune. Te învață cineva. Nu e vorba de asta, măi. Eu știu ce vrei să spui. Sunt țări unde consumul de droguri e oarecum evident. Pentru că te primi pe stradă și cine, una peste alta dai peste cineva care te întreabă de un drog sau de altul. Da. În România n-am văzut lucrul ăsta. Mie nu mi s-a întâmplat, cel puțin până în momentul ăsta. Mie nu mi-a oferit nimeni în România să cumpăr drog. Dar se pare că sunt foarte bine organizați și uite că sunt destul de răspândite. Doi. Băi, e vorba de o infracțiune. Adică, pentru ca consumul de alcool la volan să devină infracțiune, trebuie să bei mult. Eu nu spun că nu se face, că știm că se face. Adică sunt oameni care se urcă beți morți la volan, din păcate, în țara asta. Dar trebuie să bei ceva, destul de mult. La droguri nu e așa, ai consumat droguri, te-a prins, e infracțiune, nu contează că ai fumat o țigară sau ai luat o pilulă sau ai luat o ciupercă sau ce-o fi luat sau 10. Aici era bună și o statistică a drogurilor în ceea ce privește cele 24 de permise ridicate. Da. Că nu știi ce e acolo, plus că, dacă nu mă înșel, drogurile rămân în sânge mai mult timp decât alcoolul și atunci da, nu, e posibil nu mă pricep ca cei 24 să, nu știu, zic. Să mai fi fost prins de câteva. Da, da. Îți tot apărește și ți strică statistica. Tu iar te-a prins. Până nu te potolești și eu nu zic. Te uitai la mine? Drogatul. Că m-am aprins. Da. Pe de altă parte, când mă gândesc cum se circulă și cum se șofează, cum șofează unii dintre participanții la trafic, cum se spune, cred că singura explicație e asta, cu droguri. Mi-aduc aminte, era o domnișoară, conducea un Audi R8. Asta este o mașină sport foarte puternică, peste 400 de cai, pe DN1. Veneam spre București. Și se mergea în coloană, era miezul zilei. Adică chiar se mergea în coloană. Domnișoara ajunge în spatele meu, am văzut o retrovizoare. Până am reușit să mă dau, a făcut de 3 ori următorul lucru. Venea în accelerația maxim, frâna, cum să spun, la 1 metru de spatele meu, după care se lăsa în spate și a făcut chestia asta de 3 ori, până am găsit un loc să mă dau în dreapta. La intimidare. Și o vedeam, da, la intimidare. Bun, ok, am înțeles, o să mă dau, dar lasă-mă un pic să găsesc și eu un loc, știi? Și mă uitam în retrovizoare. Domnișoara conducea, cum să spun, cu cotul pe... Relaxată pe o parte și cu o mână așa și era... Senzația mea este că nici nu știa ce face, adică nu... Norocul era că mergea drept. Deci eu nu explic altfel de ce face asta decât că ești drogat, că altfel nu pot să înțeleg de ce îi face asta în mod repetat la intimidare când este coloana de pe lume acolo. Eu, tu ești sigur? Adică sunt sigur că n-aveai dreptate? Că n-aveai dreptate? Da, nu știu, o scoteai din minți că mergeai prea încet. Se mergea în coloană, Luca. Nu mergea, adică... I-ai făcut-o pe aia ta de stăteai la 500 de metri de la din față și ea vedea că... Nu, eu stau în mod obișnuit. De asta spun. 2-3 secunde de la din față. Ceea ce poate fi o distanță apreciabilă este pentru distanță alți participanți la trafic care nu s-au obișnuit cu regulile astea de condus defensiv. Da, și că... care pot fi scoși din sărite. Îți dai seama că tu mergi după Vlad și vezi că în față se vede orizontul. Nu se vede. Așa e, nici eu nu merg. Nu, adică nu, chiar dacă nu, așa doresc... e corect, să ne înțelegem. Așa e corect, da. Și așa ai timp
Știi cum e asta? A fost carambol azi noapte, da, la Balotești. Sunt convins că șansele sunt maxime ca un carambol de genul ăsta să plece de la o treabă de genul ăsta. Sigur că cineva care a stat foarte aproape. Păi a început că s-a lovit un tir de parapet și probabil că a derapat și au intrat 16 mașini în spatele lui, una între alta. Dacă respecti regula asta de 2-3 secunde față de mașina din spate și dacă știi, ai învățat la școală ce să faci în momentul în care ești pe un drum de viteză, de neunul nu ar trebui să fie chiar un drum de viteză, dar uite că este. Dacă știi ce trebuie să faci, cum să te dai pe o parte și cum oamenii să nu stai în fundul lui la altul. S-a prind avariile, am văzut că asta o știe toată lumea. Atât. Știi când se văd că frânează cineva, primul lucru... Asta se practică și la prima oră. Am văzut azi dimineață, era un pieton traversa... Mă rog, un drum în București. Și pentru că nu era lumină. În București nu există lumină. În sectorul 1, uite, nu există lumină. Cineva a pus avariile și foarte bine a făcut, pentru că i-a avertizat și pe cei din spate, care veneau destul de tare. Da, în principiu, adică de fapt când se conduce, când se șofează așa unul în spatele celuilalt, avariile nu te ajută la nimic. Cine se duce să facă niște cursuri de conducere defensivă, care, repet, ar trebui să fie obligatorii înainte de luarea permisului. Înainte să duci la examen, ar trebui ca toți candidații să treacă prin cursuri de conducere defensivă. Iar metoda asta de ca să-ți arate cât timp durează de la apariția pericolului până când pui frână, este foarte simplă. În aceste cursuri ești așezat într-un scaun unde ai acces la pedala de frână și e ca și cum ai fi la bord. Uh-huh. Stai într-o sală, într-un scaun. Și în fața ta se aprinde un becul roșu, care este, de fapt, simulează frâna celui din față. Da. Și se calculează timpul de când s-a aprins becul respectiv până când tu apeși efectiv frâna. Și știi că asta urmează să faci, adică ești deja prevenit. Nu e ca în trafic când te gândești la aletale și se aprinde undeva. Și durează între jumătate de secundă și o secundă, în condițiile în care ești prevenit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.